Bună ziua, în primul rând. Aș vrea să clarific câteva aspecte legate de prezența mea aici și de, mă rog, ceea ce se va întâmpla la club în perioada următoare. Împreună cu colegii mei, care nu sunt prezenți aici, dar sunt în cadrul clubului, vom încerca să asigurăm continuitatea la club, un lucru extrem de important, pentru că timpul este extrem de prețios pentru noi în această perioadă. Meciurile vin foarte repede unul după celălalt și viața acestui club, sau mă rog, programul clubului trebuie să-l respectăm. Având o perioadă extrem de aglomerată în continuare. Cu siguranță că în momentul în care, eu știu, va fi ceva oficial de transmis legat de noua conducere a clubului, veți afla imediat, pentru că în perioada următoare sperăm ca acționarii acestui club să poată lua decizia de a numi un nou președinte, persoană care, bineînțeles, va prelua conducerea acestui club și va asigura, să zic așa, continuitatea clubului. Este o decizie importantă pe care, eu știu, acționarii acestui club trebuie să o ia în această perioadă. De aceea nu se grăbesc, urmează să se întâlnească într-un consiliu al tuturor acționarilor și cu siguranță vor lua decizia cea mai bună pentru acest club. Nu s-a pus această problemă. Eu, așa cum am spus în exprimarea mea anterioară și am vrut să menționez și să întăresc acest lucru, sunt aici și voi fi la club tocmai pentru a asigura, eu știu, continuitate. Am lângă mine colegi care muncesc zi de zi și sunt convins că împreună cu ei vom așeza lucrurile astfel încât, eu știu, programul echipei sau echipa, după aceea clubul, să nu aibă de suferit. Da, e un aspect extrem de important pe care e normal ca suporterii noștri, eu știu, mass media să afle ceea ce se întâmplă la club în această perioadă și cred că am fost destul de explicit și nu am lăsat loc de interpretări. Ok, mulțumim. Marius, rămâi alături de noi. O să-i dau cuvântul noului nostru antrenor Dan Petrescu, de fapt noul și vechi, pentru că el s-a reîntors acasă, așa cum a spus ieri într-un interviu pentru CFR TV. Mister, le spui tu câteva cuvinte despre revenirea la Cluj, iar apoi le dăm cuvântul pentru întrebări. Bună ziua! Parcă nici n-am plecat de aici, parcă la această masă, parcă și când am uitat la mine în birou, în birou care am stat vreo 3 ani jumate, mă gândeam la început ce bine că m-am întors, după aia zic, bă, dar parcă nici nu am plecat. E clar că am avut o perioadă extraordinară la Cluj, m-am simțit excelent și știți că n-am plecat, am făcut o conferință de presă și am zis, sunt convins că mă voi întoarce într-o zi, am mai și declarat-o zile trecute, dar nu mă așteptam să mă întorc așa de repede. Din fericire pentru mine, oferta a venit mai repede decât mă așteptam, și iată-mă aici iarăși să muncesc, să încerc să realizez tot ce doresc cei de la Cluj. Încercăm să câștigăm meciuri, să câștigăm trofee și să facem performanță. Asta este motivul de care m-a făcut să vin aici. Știu ce pretenții sunt la CFR Cluj, știu pretențiile care sunt la CFR Cluj, în același timp știu și presiunea care este la CFR Cluj, este și normală, pentru că tot timpul se vrea victoria. Știu unde am intrat, este clar că e mult mai greu decât prima oară când am venit, pentru că atunci am venit de la început,
am putut să aleg jucătorii, am putut să-l fac pregătirea fizică, cantonamentele, am făcut vreo două cantonamente, mi-a fost mult mai ușor. Acum am ajuns puțin cam târziu cu transferurile, nu a fost așa de ușor, n-am mai găsit poate ce aș fi dorit eu 100%, dar nici pregătirea n-am putut să o fac. Dar asta nu e o scuză dacă nu aș avea rezultate. Până la urmă sunt bărbat și trebuie să știu în ce am intrat. Sunt convins că nu contează stilul de joc, nu contează ce voi face, cel mai important lucru vor fi rezultatele, pentru că la CFR Cluj se vrea rezultate. Cred că ar fi important să uităm tot ce am făcut eu la CFR, nu o să mai mă ajute cu nimic, nici pe mine, nici pe jucători, nici pe fani, plecăm de la zero toți și sper să fiu apreciat de ceea ce voi face în continuare, nu de ceea ce am făcut. Pentru că sunt conștient de faptul că nu contează ce am făcut, nimeni nu apreciază și nu mă interesează, toată lumea vrea rezultate și eu de-aia sunt aici să produc rezultate. Asta am făcut în România, cred că la majoritatea cluburilor unde a fost, am produs rezultate. Sper să reușesc din nou. Dacă aveți întrebări, vă invit. Gică Hagi. Păi da. Deci Hagi trebuie să încep cu el, nu? El e regele. Da, vă dați seama că sunt antrenori de valoare și au câștigat trofee, majoritatea au câștigat campionatul. Cred că niciodată n-a fost așa luptă cu antrenori care au trofee. Mă gândesc aici la Hagi, a luat și el campionatul, la Edi Iordănescu, la Regencamp. Deci va fi un campionat foarte greu, foarte echilibrat. Din fericire, cred că va fi și un campionat cu spectatori. Ultimul meu campionat aici nu prea erau spectatori și erau multe probleme. Sper să nu mai avem probleme cu COVID-ul, să vină lumea la stadion, să fie stadioanele pline și să câștige echipa cea mai bună. Ce ați găsit aici la CFR Cluj? Dacă ați făcut la Cluj? Da, e același stadion, e același oraș, biroul meu arată la fel, jucătorii nu i-am văzut până astăzi, pentru că astăzi e reunirea lotului pentru cei care nu au plecat la echipele naționale, dar abia aștept să mă reîntâlnesc cu jucătorii. Cu toți, nu contează că sunt noi sau vechi. De tot timpul am avut o relație specială cu toți jucătorii. Sunt un antrenor foarte dur, cer mult de la jucătorii mei, dar în același timp am avut o relație foarte bună cu toți și în dreapta mea am un fost jucător de-al meu. Știe că cer foarte mult, sunt exigent, le dau foarte mult, dar în același timp le cer foarte mult. Sincer, mi-a fost foarte dur de atmosferă, de jucători, și de-abia aștept să-i îmbrățișez. Pe unii am apucat să-i îmbrățișez ieri, care au venit, și de-abia aștept să vorbesc cu ei și să plecăm împreună la luptă, să vorbim mai puțin și să facem mai mult. Ați reușit să vă definitivați stafful la luptă pe care ați venit aici? Da. Stafful tehnic sau? Da, este același cu care... Da, este. A rămas Cristi Dragotă, care era preparator și înainte, antrenor de portar, care a fost principal la ultimul meci câștigat, moldovan. A venit Aldea, preparator fizic, Bordeanu, antrenor secund, și Curelea, antrenor secund. Și cu Minteoan, antrenor la echipa a doua. Dar cred că poate astea puteți să întrebați pe cei de la club, dar știți, eu am dorit foarte mult ca Minteoan să vină antrenor de la echipa a doua, pentru că este o legendă a clubului, un fost secund de-al meu cu care am avut rezultate. El a fost și principal 5 meciuri și a câștigat 5 din 5. S-a creat o polemică între noi, dar din greșeală, cred eu, și a fost pusă și pe faptul că eram stresați, poate în perioada aia amândoi, era COVID-ul în floare și s-au interpretat niște lucruri. Dar eu cu Alina am avut mereu o relație foarte bună. În rest, poate să mai vină una, două persoane în staff, până începe treaba la meciul cu Botoșani, dar suntem în discuții. Din ce motiv ați renunțat la office, la Toblevi și Chiciu? Eu n-am renunțat la nimeni. Astea sunt povești de presă. Eu n-am renunțat la nimeni. Asta am citit. Păi, dacă citiți presă, citiți presă. În momentul de față, Dan Petrescu trebuie să decidă un lot de 23 de jucători pe care să-l trimitem la UEFA până la ora 12 noapte, astăzi. Și trebuie să decid 21 de jucători de câmp și 2 portari. Din păcate, nu avem mai multe soluții. Nu putem să punem mai mulți jucători.
Pentru că sunt multe aspecte de care nu putem să punem jucători. Poate nu sunt jucători crescuți la club foarte mulți. Asta e altă problemă. Și nu am decis 100% încă. Vreau să văd și antrenamentul de azi, după care trebuie să iau o decizie. Vă dați seama că voi încerca să pun jucătorii care sunt pregătiți, pe care îi cunosc, care îi știu, și să nu fie accidentați. În momentul când veți vedea lista UEFA definitivă, adică astăzi până la 12, atunci puteți să mă întrebați. Dar asta nu înseamnă că renunț la cineva. Nu, niciun jucător până acum n-a fost. Cred că doar un jucător s-a înțeles poate cu altă echipă, dar vă spune Bilaș cu mai mult. Dar restul nu cred că cineva a plecat în momentul de față. Nu sunt, să știu, înțelegeri cu acești jucători. Singurul jucător care e posibil să plece și pentru care deja există un acord este Meleche, care va merge sub formă de împrumut la o echipă din Liga 1. Deci asta de jucătorul respectiv făcea referire Mister Maide. Da. Listele sunt făcute. Eu cred că Mister a fost destul de explicit la partea asta. Așteaptă să se hotărească asupra listei și să ia o decizie legată de jucătorii cu care va aborda următoarea campanie din conferență. Așteptăm și conferență. Răspunsul de la Susic. S-a accidentat la lot. Trebuie să avem o imagine clară a pozei, ce are el, să vedem cât va lipsi. Dacă va lipsi o perioadă mai lungă, vă dați seama, nu putem să-l trecem pe lista UEFA. Dacă nu va lipsi o perioadă mai lungă, atunci va fi pe lista. Sunt și decizii foarte importante care trebuie luate astăzi. De două zile sunt aici la club și, vedeți, muncesc și încerc să rezolv toate problemele. Ca peste tot sunt probleme, e clar. Dar probleme poate mai mici ca la alte cluburi, cred eu. Poate și vine la CFR? Este un jucător care posibil să ajungă la... Dar până nu semnează contract sau nu pot să comunic, să vorbesc mai mult. E clar că e un jucător care îmi place foarte mult. Știu că și mandatele de lucru la 2 de acum da. Când la aveți și asta da. Și ocazia să lucrați cu el în Turcia, pentru pozitiv că și s-a accidentat. Da. Ce să spun, sunt fericit și norocos că l-am aici pe Alibek, dar în același timp am fost ghinionist în Turcia. Pentru că l-am avut doar la un meci, o săptămână l-am antrenat. Am câștigat 2-0 cu campioana Turciei la acel moment. El a dat două goluri și s-a rupt. Și după aia, cred că a stat vreo 4-5 luni și n-am mai avut ocazia să-l antrenez. E un jucător care mereu l-am dorit și în anii trecuți vă spuneam mereu că apreciez valoarea lui. Mulți spuneau că nu o să poată lucra cu mine, dar iată că a lucrat doar un meci și a dat două goluri. Eu cu toți atacanții cu care am lucrat în carieră, și sunt foarte mulți, foarte mulți, și foarte mulți de foarte mare valoare, inclusiv Bilașco, care e aici, am avut o relație extraordinară. N-a fost un atacant cu care să am probleme. Și nu voi avea probleme nici cu Alibek, asta e clar. Spuneați că e puțină presiune pe urmă, și e normal, am văzut vedere, s-a întâmplat, s-a trecut, a ajuns și noastră imaginile, probabil sunteți văzut oarecum ca și salvatorul aceste echipe. Păi, e bună întrebarea, pentru că vreau să facem niște lucruri clare. În primul rând, la o echipă de fotbal, cei mai importanți oameni sunt fanii, suporterii. Indiferent cine e acel club. Pe locul 2, eu așa văd eu clasamentul, pe locul 2, cred că patronii. Pentru că patronii investesc bani. Dacă ei n-ar investi bani, n-ar mai fi echipa aia de fotbal. Pe locul 3 sunt jucătorii, da? Ei joacă. Dacă nu joacă jucătorii, ce facem? Dacă nu avem jucători de valoare, ce facem? Locul 4, antrenorii, stafful tehnic, da? Pe fără antrenor nu se poate face. Și pe locul 5 aș vedea ceilalți care lucrează la club, eu știu, doctori, masori, fizio, director sportiv, ceilalți. Deci pentru mine ce mai important, astea sunt lucrurile. Iar eu sunt antrenor de fotbal, deci eu sunt pe locul 4, da? Sunt alte lucruri mai importante ca mine. Și eu așa cred, la un club de fotbal merge înainte și cu Messi și fără Messi. Am zis-o și când am plecat de aici. CFR Cluj o să meargă înainte și cu Petrescu și fără Petrescu. Deci nu sunt oameni de neînlocuit în fotbal și e clar că nu sunt eu salvatorul lui CFR. Asta e... Eu, că dacă vreți să o spuneți ca presă, ok, dar nu sunt eu salvatorul lui CFR Cluj. Sunt lucruri care eu n-aș vrea să le comentez. Eu fiind antrenor, n-aș vrea să comentez asemenea lucruri. Cum mi se pare până acum
Foarte puțin l-am urmărit, spun sincer. Dacă campionatul trecut eram în România, am urmărit. Am fost plecat în Spania și am văzut foarte puține meciuri. Deci n-am ce să comentez prea mult. Dar sunt convins că va fi o luptă grea pentru a câștiga campionatul și va fi o luptă grea și la subsolul campionatului. Deci, sigur că întotdeauna vor fi lupte și nu va fi ușor. Puteți să vorbiți despre o posibilă adversară la titlu pentru CFR Cluj? Păi eu cred... Nominalizat, nu pot să zic eu, dar cred că sunt aceleași care le știți, nu? Craiova, Steaua sau FCSB, pardon. Eu știu cine mai poate să apară în această luptă. Poate să fie și o surpriză de la Rapid, la cum au început. Vedem cum vor decurge lucrurile. Data trecută v-ați întors tot oarecum în timpul campionatului, acum din două e mai... Sunt asemănări sau mai greu? Tot timpul e greu. Tot timpul e greu. Și acum, dar înăuntru meu, înăuntru sunt foarte fericit că mă aflu aici. Deci greu, dar în același timp foarte mulțumit. Mă aflu într-un loc în care m-am simțit bine, orașul fantastic, am prieteni, știți că am plecat și cu un ordin de cetățean de onoare care m-a făcut mândru, deci n-am cum să nu fi fericit aici. Deci înăuntru meu sunt foarte fericit, dar știu că trebuie să produc rezultate. Asta e clar. Sigur, e greu, nu știu dacă e mai greu ca înainte, dar e greu. Chiar să știu că e o afirmație care nu vă place. Da. Și anume faptul că CFR Cluj va lua campionatul și anul acesta. Multă lume spune treaba. E părerea lor și trebuie să o respectăm. Nu pot să comentez mai mult. A spus că a venit pentru că v-a sunat în primul rând patronul. Da. Însă a contat și faptul că a plecat un om din conducere despre care s-a spus că nu v-ați interes. Nu. Patronul m-a întrebat dacă vreau să fiu antrenor. Am discutat detaliile. Nu m-am băgat eu în alte discuții pentru că nu e treaba mea. Patronul Lucefere, am avut mereu o relație foarte bună. Am și plecat în condiții bune. M-am întors în condiții bune, deci... N-a contat faptul decât că patronul m-a dorit foarte mult. Grupa din Conference League, cum vi se pare? Am spus-o, cred că, nu știu dacă ați auzit declarația mea, se putea, erau două grupe, cred eu, mai ușoare și între ghilimele. Cred că grupa cu cea din Gibraltar și cu Slovan Bratislava și mai era o grupă în care, cred că era o echipă din Armenia și din Kazakhstan, cred. Poate în acele grupe, poate, teoretic, ar fi fost mai ușor. Și vreo două grupe mult mai grele, deci undeva la mijloc această grupă. Ceea ce e sigur, nu vor fi deplasări prea lungi și jucăm în țări europene cunoscute, Danemarca, Cehia, Olanda. Deci sunt, chiar dacă numele lor poate nu e așa de mare, poate, eu știu, Jablonec nu e Slavia, poate Almar nu e Ajax și poate cealaltă echipă nu e Copenhaga, Randers nu e Copenhaga. Dar sigur vor fi meciuri grele, dar noi trebuie să ne batem cu șanse reale pentru că am fost în urna a doua. Dacă am fost în urna a doua, ar trebui să plecăm cu a doua șansă. Și atunci, dacă în a doua șansă, trebuie să ne batem să ajungem primii. Ați rămas așa cu gust amar după ce s-a întâmplat cu echipele românești, cu echipele europene, toate cupele, excepând CFR-ul, toate cele au fost eliminate din primul tur. Da, asta arată că nu suntem încă prea bine în Europa. Sunt multe probleme și... Când eu avertizam tot aici la masa asta că adversarii sunt foarte buni, poate nu eram așa credibil. În momentul ăsta de față, cred că mai sunt credibil dacă zic adversarul foarte bun, pentru că au reușit să ne scoate echipe din țări, eu știu, care înainte noi le băteam foarte ușor. Din păcate, nu sunt investiții în România, cred că, la nivel. Și asta se vede în cupele europene. Nu știu dacă e vina antrenorilor, jucătorilor, conducătorilor. Asta e o tematică care, cred, nu trebuie făcut aici la prezentarea mea, dar pe mine m-au surprins rezultatele din Europa. Sportul românesc mare are șansă să iasă așa la Riman? Ați văzut și rezultatele de la Tokyo cu cine medalii față de ceea ce făcea? Nu. Nu sunt eu, cred, la lotul olimpic, dar e clar că când eram mic și erau alte vremuri, nu știu, parcă aveam de toate, parcă aveam gimnastică, lupte, kayak, handball, fotbal. Nu știu, mi se părea că erau toate. Acum, parcă nu mai suntem competitivi la multe sporturi, din păcate. Când am plecat de aici, a spus că vreți să luați o pauză, a fost de-a bună sau a fost... Nu, da, eu nu mă așteptam, sincer, să mă întorc așa de repede. Mă bucur că am zis, m-am întors așa repede, dar am avut și o pauză, dar pauza aia a fost cam lungă, pentru că la un moment dat nu mai eram bine. E clar că fotbalul e stres, dar prefer stresul decât să...
să stau prea mult pe bancă, pe bară, pardon. Mi-a fost dor de competiție și iată-mă aici din nou. Urmăriți și meciurile naționale? Păi diseară, nu? O să le vedem, normal. Dacă nu stăm aici până la meci, o să le văd. Ce șanse mai are România? Din ce am înțeles diseară, cred că e bine, așa am înțeles, nu știu dacă. Bine, niciun meci nu e ușor, dar am înțeles că sunt probleme. Și trebuie să luăm pas cu pas, să câștigăm diseară și pe aia să vorbim în continuare, când data viitoare, când mă vezi, să mă întrebi.